ne permitem după cum sunt situațiile și nu ne temem de Domnul. Iov 13. Zicea el aici, întrebând pe prietenii săi, versetul 6, ascultați-mă apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzilor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Vreți să țineți cu El și să vă faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Uite, lucruri bune împotriva porunci. Dacă vă va cerceta El, va găsi bine poare. Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Că despre El spunea, citesc din cartea sa, capitolul 27, și chiar și El, până la urmă, a cerut drept și milă de la Dumnezeu să pocăiască.